Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi l-avem invitat în studio pe domnul Sorin Iacoban, deputat în Parlamentul României din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule deputat, bine ați revenit în studio. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și înainte de a începe, vreau să urez și eu celor care au numele Maria la mulți ani, chiar dacă puțin cam târziu. Nu e târziu, în Moldova Sfânta Maria se sărbătorește pe 8 septembrie și cu această ocazie să urez la mulți ani marianilor, mariilor și tuturor numelor derivate și să dea Dumnezeu într-un an mai bun. Haideți să discutăm primul subiect legat de acea hotărâre a Parlamentului transformată în lege, 24 ianuarie, zi liberă. Am înțeles că 24 ianuarie era deja considerată o sărbătoare națională. Acum? Da, în 2014, la inițiativa fostului primar, cu ajutorul colegilor deputați și senatori de Iași, din toate partidele politice, am depus la Parlamentul României un proiect de lege prin care ziua de 24 ianuarie, unirea mică a principatelor române și de altfel și punctul de plecare pentru înființarea statului modern român, să fie declarată sărbătoare națională. Ea s-a concretizat prin legea 171 pe 2015, dar, așa cum toate celelalte sărbători naționale sunt zi nelucrătoare, această zi nu era o zi nelucrătoare. Prin urmare, am depus la Parlamentul României în 2015 un alt proiect de lege pentru modificarea articolului 139 din Codul Muncii, pentru ca această zi de 24 ianuarie să devină zi nelucrătoare. Ați fost sprijinit în această inițiativă de parlamentarii de Iași, așa cum a fost atunci când 24 ianuarie a fost declarată zi națională? Nu numai de parlamentarii de Iași, am fost susținut și de parlamentarii din Moldova și de toți parlamentarii Partidului Social Democrat. De altfel și votul final, 209 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă. Spune totul. Relevează acest lucru și mulțumesc tuturor colegilor pe această cale pentru că iată, am reușit să reparăm și să dăm cezarului ce al cezarului, să dăm acestei zile importanța cuvenită. Recunoașterea de care avea pentru nevoie. Pentru că trebuie spus că atunci când Moldova s-a unit cu Țara Românească, Iașul a cedat capitala Bucureștiului și Iașul merită toată atenția cuvenită și ieșenii de altfel. Mă bucur foarte mult că am reușit acest lucru. Faptul că, iată, până acum, în ultimii 2 ani, această zi a fost sâmbătă și duminică. În 2015 a fost sâmbătă, în 2016 a fost duminică. Iată că, începând cu ziua de marți, 24 ianuarie 2017, această zi va fi zi nelucrătoare. Mă bucur că am reușit cu acest proiect de lege. Mulțumesc colegilor, mulțumesc tuturor celor primării municipiului și domnului primar Chirica pentru sprijinul acordat și pentru faptul că, iată, putem și organiza noi să spunem altfel ziua de 24 ianuarie, știind că ea este zi nelucrătoare. Au fost multe voci și pe ideea că sunt prea multe zile nelucrătoare. Zile libere, zile... Dacă e să vă spun, suntem undeva la mijlocul clasamentului, în clasamentul european, există Norvegia, Bulgaria și multe alte țări, Austria, care au mai multe zile libere ca noi. Ideea este că dacă ziua de 1 decembrie, care este unirea de la 1918, Marea Unirii, cum îi spunem noi, a fost declarată zi națională, iată că și 24 ianuarie este declarată sărbătoare națională. Era cât se poate de normal și logic ca această zi să fie considerată sărbătoare națională și zi liberă, pentru că de aici s-a plecat, de la 24 ianuarie. Ulterior a fost unirea cea mare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar în politică, știu, de obicei, cu logica nu stă. Și dacă tot ați amintit de faptul că ați reușit cu sprijinul colegilor din Partidul Social Democrat și nu numai din Partidul Social Democrat, și cu sprijinul celorlalți colegi să promovați această lege, vreau să vă întreb un lucru. Credeți că educația ar merita 6% din produsul intern brut? Cu siguranță că merită 6%, dar este și legislația. Multă lume cred că v-a răstălmăcit unele declarații. Da, am auzit că la o întâlnire cu directorul și cu primarul din județul municipiului Iași, cineva a spus că eu aș fi
M-aș fi pronunțat că nu avem nevoie de 6%, avem nevoie de 6% și de mai mult de 6%. Dar cu o singură condiție, să știm, să avem strategiile pregătite, că atunci când avem acest buget și ne vom bate în mandatul următor să obținem 6% din PIB, să avem strategiile pregătite pentru a cheltui eficient acești bani. Pentru că dacă iar cheltuim haotic și trec 3-4 ani de zile și nu se vede nimic în sistemul de învățământ, dacă finanțarea este una bună, pentru că acum ne ducem undeva la 3,43% din PIB. Bun. Deci, deficitar, ca dacă să ar fi, așa. Dacă ar fi ca acum să se dea învățământului 6% din PIB, timp de 4 ani de zile, dumneavoastră considerați că problemele din învățământul românesc ar putea dispărea? Nu toate problemele pot dispărea în 4 ani de zile, ci cu o strategie foarte bine pusă la punct și cu un buget al Ministerului Educației care, iată, poate crește și mă voi bate de la anul ca acest buget al Ministerului Educației să se ducă undeva mult mai sus decât este acum, pentru că mi se pare că de 3-4 ani de zile, de fapt de vreo 10 ani de zile, bugetul Ministerului Educației este unul deficitar și educația este prioritate primordială pentru statul român. Educația și sănătatea. O spunem cu toții acest lucru. Dacă o spunem, trebuie să, dacă o clamăm, trebuie să și facem ceva. Bun, ar fi și acum... mi-aș dori un procent mult mai mare în anul pentru 2017 și probabil și fac un apel la toți parlamentarii din 2018, când avem și noi 100 de ani de la Marea Unire, să avem pentru educație 6% așa cum prevede legea. Păi asta vreau să vă întreb. De ce este culmea? Pentru că legislația prevede foarte clar 6% din produsul intern brut este bugetul Ministerului Învățământului. De ce până acum nu s-a ajuns să se respecte legea? Discuția referitor la acest procent din PIB este mult mai amplă și nu putem include emisiune, dar aș vrea să vă spun că se includ și veniturile proprii ale unităților de învățământ, atât din preuniversitar și din universitar aici și bugetul, bineînțeles. Dar eu zic că e vorba de 6% din PIB acordat din bugetul țării. Exact. Nu ce produc unitățile de învățământ pe venituri proprii. Nu, e vorba de 6% din produsul intern brut, care ar trebui să fie suma bun, dar iată, începe anul școlar, 2016-2017. Pe 12 luni, gata, pornim la muncă. Pornesc cadrele didactice la muncă. Cu ce pornesc la muncă, domnul deputat? Cu speranța și cu încrederea că viitoarele generații de copii, care, iată, sunt din ce în ce mai bine pregătite, vor reuși să dea acestei țări ceea ce merită. Bun, dar ei stau și se uită în buzunar. Credeți că vor avea bucuria unei creșteri salariale? Ce? Și vorbesc de două domenii foarte importante, chiar dumneavoastră mai înainte ați spus, sănătate și educație. Educație și sănătate. Deci, aș vrea să vă spun că în ceea ce privește salarizarea personalului din educație și din sănătate, că de asta vorbim, am văzut unul de curând, au sosit și la Parlament, două ordonanțe de urgență. Ordonanța 20 pe 2016 și ordonanța 43 pe 2016, care încearcă, care, așa spune guvernul în expunerea de motive, că încearcă să rezolve niște inechități în ceea ce privește salarizarea personalului din aceste domenii. Dar după ce m-am întâlnit cu colegii la Parlament ieri, chiar ieri am avut o discuție foarte amplă în grupul parlamentar și cu doamna Rovana Plum, fostă ministra Muncii, cu doamna Ecaterina Andreescu, fostul ministru al Educației, cu domnul Florin Buicu, actualul președinte al Comisiei de Sănătate. Care este concluzia? Cu domnul Liviu Dragnea, președinte Partidului Social Democrat. Concluzia este că aceste două ordonanțe nu pot fi aplicabile unor categorii de personal. Sunt instituții din țară, și aici mă refer la școlile primare, la cluburile sportive școlare, care nu pot aplica aceste ordonanțe. Păi deci fac parte din, în fost și la urmă, mai fac parte din sistemul de educație, nu? Școlile speciale, de asemenea. Sunt sute de posturi care nu se regăsesc în ordonanță, deși în expunerea de motive aceste lucruri se specifică. Bun, bă, dumneavoastră... Se creează inechități majore în rândul asistenților sociali, pentru unitățile medico-sociale. E vorba de personalul TESA. Într-un fel e plătit personalul TESA la spitalele clinice, altfel
apare plata pentru personalul testat la spitalele neclinice. Păi, stați puțin. Deci sunt, e vorba de două ordonanțe ale guvernului, nu? Da. Pe care guvernul și le asumă. Își asumă. Sigur că da. Le-a aprobat în guvern. Bun. Aceste ordonanțe, chiar dacă își fac efectul imediat după publicarea lor în Monitor Oficial, nu trebuie să fie ratificate de Parlamentul României. Ele se transformă în lege prin trecerea prin Parlamentul României. Și aceste două ordonanțe, deficitare, spun eu, care introduc inechități majore în cele două sisteme de sănătate și educație, dar nu mai vorbim, am descoperit în discuțiile noastre că e vorba și de magistrați și de cei din personal, și personalul de transporturi și personalul din protecția consumatorului și cred că la întâlnirea cu sindicatele pe care noi, liderii comisiilor și liderii ai Partidului Social Democrat din Parlamentul României o vom avea marți acum, cu sindicatele viitoare. Deja sindicatele au trimis cel puțin la Iași și am primit la Partidul Social Democrat modificările pe care dumnealor vor să le facă pentru a putea reglementa așa cum se cuvine, normal și eficient, nu cum vrea guvernul. Guvernul ce a spus? Nu mai dau acea lege a salarizării unice, fac două ordonanțe pe picior, uite, repede și, așa, și, le fac, și gata, am rezolvat problema, s-a rezolvat problema pe salarizării. Știți de ce? Zâmbesc acum, râde, pentru că stăm și ne gândim, avem un guvern de tehnocrați, adică sunt specialiști, cel puțin așa se considerăm specialiști. Vin cu două ordonanțe de guvern care... pe care sindicatele, cei care ar fi trebuit să fie prima dată întrebați, bă, e bine sau nu e bine, le modifică. Vi se pare normal ca Nu avem un guvern de tehnocrați, avem un guvern de birocrați și de incompetenți. Vă spun asta din Parlamentul României pentru că văd ce se întâmplă. Pentru că ei, încă o dată spun, acționează pe principiu, dacă nu muncești, nu greșești. Bun, da. Cel și puțin toată au început să fac, au făcut aceste ordonanțe, cum am spus, pe picior. Când s-au dus în teritoriu să aplice aceste ordonanțe, a început să sune telefoanele la ministerie și la sănătate și la învățământ, că nu mai știu oamenii aia care sunt de atâția ani în ministerele alea și sunt profesioniști foarte mulți dintre ei, nu mai știu ce să mai facă. Și au venit către sindicate și către noi și au zis, domnule, salvați-ne, faceți ceva, că nu e în regulă. Pentru că în expunerea se spune că, domnule, să reparăm niște inichități, nu, se întâmplă că se adâncesc aceste inechități. Unii dintre cei care lucrează în TESA pierd până la 1000 de lei la salariu. Contabilul șef, de exemplu, de la spitalul neclinic pierde aproape 1000 de lei. De la 3100 la 2100. Haideți să vă întreb un lucru. Dacă guvernul a venit cu aceste două ordonanțe, presupun că deja le-au publicat și au intrat să-și facă efectul, că altfel nu s-ar fi lovit de aceste probleme. Nu ar putea guvernul să vină și să zică, domnule, gata, retragem ordonanța? Păi nu mai pot retrage ordonanța, că deja ea se aplică. Nu, nu, o întreb așa, e o chestie, o întrebare de bun simț. Domnule, am greșit, recunosc, mea culpa, haideți să nu mai mergem pe aceste două ordonanțe. Nu, traseul ăsta nu mai e ordonanța. Oare de ce nu este legiferat nu ca cel, nu mai poate fi retras. Ca cel care a greșit să recunoască? Da, domnule, am greșit și... Da. Știți cum e? Acest guvern are două luni, trei luni de zile. Cam nu prea interesează de ce și se întâmplă, zic nu? Zic eu că nu interesează, dar parcă se introduce asemenea bulversare în sistemul educațional și în sistemul de sănătate. Mai ales acum când începe școala. Asta este. Mai ales acum când vine toamna și cu siguranță vor crește cazurile de îmbolnăviri. Oh, pentru că întotdeauna știți toamna, așa se de întâmplă. Ferească Dumnezeu, nu-mi doresc, mi-aș dori să scadă. Și introduce asemenea disfuncționalități în sistem, care unele există, dar nu există din cauza acestor ordonanțe. Bun. Dar să mai introduci și altceva, mai ales când e vorba de salariul omului, mai ales când omul se uită și el pe cart sau se uită pe futuraș și vede, și vede că în loc să... Cum e normal, cum era, teoria cum dreptului câștigat. Da. Am câștigat un salariu de atâta, ar trebui să rămână în continuare atât, dacă nu am făcut probleme și nu sunt sancționat. Așa este. Nu, să vină guvernul și să spună, noi vrem să mărim salariile și când încolo ele scad. Bun, în cât timp credeți că va fi nu aprobată, că presupun că Parlamentul cele nu va aproba cele două ordonanțe au fost introduse în procedură de urgență la Senat. Ele se află acolo la comisiile de specialitate ale Senatului. De aia și vrem să discutăm, să le discutăm marți cu sindicatele, să vedem și noi
care sunt lucrurile care trebuie îndreptate, noi le știm în mare parte, dar... Astfel încât să fie modificate vrea, și la Senat. Și noi la rândul nostru să mai facem alte scăpări. Să vină să discutăm cu ei, să discutăm cu specialiștii din Ministerele Educației, de Sănătate și din celelalte ministere, v-am spus de transporturi, v-am spus de Ministerul Justiției cu magistrații, și să procedem, pentru că pentru o lege la, care la aceste ordonanțe, Camera Decizională este Camera Deputaților, să procedem la o legiferare înțeleaptă a acestor acte normative. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Înainte de a vă spune, nu trebuie să vă panicați, pentru că ordonanțele, mai mult ca sigur că vor suferi modificări până când să ajungă legea. Mulțumim pentru atenție, până data viitoare, cele bune, la revedere!